Da, mergem undeva doar dacă ajunge video-ul ăsta la 100.000 de vizualizări. Gami OS ne salvează din nou. Bine v-am găsit la Mănânci Până Crap, ediția 5 cu Andra Gogan. Salutare! Miau! Suntem în București, nu ne judecați cadrul, atâta s-a putut, asta este. Eu zic că suntem noi frumoase de sus și nu trebuie. Ați văzut cine are replicile la ea? Ca de obicei știți ce trebuie să facem. Cine mănâncă cel mai repede? Nu o să răspundă la întrebări, dar are șansa să pună întrebări spicy sau nu, depinde. Okay, okay. Oponentului. La final, avem și un mini bonus premiu. Ok. Mini bonus premiu, așa, de 1000 de euro. Dacă câștig eu, trebuie să-mi dai tu. Ok. Chiar? Da. Este așa? Da. Chiar așa este. Sau te chem la un restaurant unde masa o să fie 1000 de euro. Aaaa! Eu nu mai zic nimica. Eu cred că plec de la masa asta. Pentru prima probă, cu ce vrei să începem? Sushi sau pui teriyaki? Hai să începem cu sushi, să fie mai chiluț așa, da? Avem niște Philadelphia. Mie îmi place sushi-ul pe clasic. Ok. Hai să vedem. Avem 8 bucăți fiecare. Super. Sebi în spate o să ne pună timerul. Avem un minut. Super. Cine mănâncă cel mai multe bucăți într-un minut, câștigă. Sunt pregătită pentru că mi-e foarte foame. E foarte foame, yes. Este adevărat. Avem un minut, da? Hai. Fii atentă. Să-l pun aici, era să pun o oră. Cât pot să-i dau? Eu sunt pregătită. O iei cu sos de soia? Tu nu vrei cu sos? Mie nu-mi place cu sos de soia. Am zis când ești gata. Sunt gata. 3, 3 2, 2, 1, și... Fără apă, nu? În timpul ăsta, nu. În rest, spune despre tine, cum mai ești? Sunt bine. Viața e frumoasă. Nu-mi place vremea de afară. Dar e tot ok. Și nu știu, diverse chestii. Producem acum sezonul 2 din serial. De vreo 2 ani. E foarte mișto, este foarte, da? E un remake, de fapt. E foarte cool. Mama, e mâncat mai repede cu mine. Eu savurez mâncarea. Nu! Aici suntem la Mănânci Până Crap. Nu savură mâncarea. A fost nașpa că ți-ai luat bețigașele. Eu am știut, eu deja sunt la episodul 5. Știam că dacă atac cu mâna, e cel mai rapid. Se întâmplă chestii, nu? Da, e mai rapid așa. Dar nu contează. Asta înseamnă că... Tu poți să-mi pui o întrebare și eu trebuie să-ți răspund. Da. Eu de-aia m-am chinuit, vă dați seama că aici sunt multe chestii spicy care trebuie întrebate. Întrebare roșie. Se speculează în mai multe cercuri din România și pe online, dar și fizic, să spunem așa. Ok. Având în vedere că tu te plimbi foarte mult prin America, prin LA, okay, să fim specifici, este adevărat că ți-ai cumpărat o casă de 2 milioane de euro în LA? Oh my god! Nu, dar mi-aș dori să am așa o casă. Adică mă bucur cumva că lumea crede asta. Eu chiar am sigură că ți-ai luat casă. Mă gândeam, ce faci, stai și plătești hotelul atâta timp? E foarte scump America. Trebuie să recunosc că de fiecare dată când merg cu Răzvan pe acolo în vizită, dăm o groază pe Airbnb sau pe hotel. Dar asta pentru că cumva e vacanța noastră și cumva vrem să ne bucurăm la maxim că suntem acolo, știi? Ok. Dar nu am o casă. Mi-aș dori să am o casă în fiecare loc, drăguț, gen și în Insulele Canare să am o casă, wow, și în America, wow, și prin Egipt, nu știu, gen, și prin Dubai, gen să ai mereu o casă undeva să poți să te duci acolo, să nu mai dai banii pe... Asta ar fi foarte drăguț. Da, da. Nu am o casă în LA. Bun. Asta e o întrebare adițională chiar. Cât timp ai face mai mult în LA? Așa, odată. O lună și un pic. O lună și un pic. Da, da. Wow. Nu te-a fost doar de casă? Nu. Este ok. Mi-a fost doar de copii, în schimb. Copiii de la dans, da. Dar mi se pare că era vară, deci oricum nu ne-am fi văzut, dar mi-era dor de dansuri în sine. Dar mi-a plăcut, mi-a plăcut să stau acolo, dar niciodată nu o să pot să părăsesc România, adică e da? Vezi, e vezi țara, da? Da. Uite, vedeți? Îmi place o să călătoresc. O româncă adevărată. Da. Oh, da. Păi am făcut concert pe 1 decembrie, adică am ziua văzut. României. Nu facem așa, ne jucăm. Nu este o problemă, la anul, unde faci la anul pe 1 decembrie? Poate chiar tot la Sala Palatului. Nu, mai mare, ceva... Wow, wow. La Untold, pe scena principală. Oh my god, tare așa. Dar nu de decembrie. Nu. Mai e bar așa. Nu contează. Prima rundă, 1-0. Trebuie să te bat. Vezi că tu ai ales pui teriyaki, trebuie să mănânci. Cred că te bat la pui teriyaki. Dar tot cu bețigașii mănânc. Ok. Hai. Eu am furculiță, da? Eu mă țin pe furculița mea. 3, 2, 1 și... Bam, tot un minut îți dau. Ce facem? Stai că... Wow, fii atent că ea atacă tare. Aoleu, stați așa. Ce bun. Chiar e bun pui. Vreau să pun orez aici. Nu știu ce s-a atac, orezul sau puiul? Bag orez în sos, te vezi ce bun e. Păi zici, s-a adversat, mi-am zis să-ți pui. Uite, am aici ce sos îmi bag. În carnea asta se vede că greu. Mi-e îmi place. E bun. Preferatul meu. Așa.
Aici nu pot să iau cu mâna. Și vezi cu bețile așa. Mm. Mm. Eu mănânc bucățile de pui, dar... Stai, știu că pot. Nu pot. Ok, ai câștigat runda asta. Am 4 bucăți de carne în gură. Da, dar nu pot să mănânc. Păi asta te rea că trebuie savurat așa. Exact, dar așa simt și despre sushi. Mai mă urez, dar e bună mâncarea. Foarte bun. Da. Îmi place. Bine. Treabă, ce vrei să mă întrebi? Ești pregătită? Întrebare roșie. Știu că nu-ți expui viața romantică pe internet, dar câte relații ai avut? Relații serioase. Serioase, serioase. Să durezi un pic mai mult. Mie îmi place să spun că două. Sim. Eu pe alea le numesc relații serioase și care, în care mi-am pus și sufletelul. În care crezi că poate va fi ceva de viitor. Da, sim, da, da. În rest, două. Și dacă au fost, îmi pare rău pentru voi, de fapt nu fost. Nu, n-am vrut să dau așa urât, v-ați prins voi, da. Nu, da. Așa, nu așa, așa, așa mă simt și așa, da. Efectiv. Asta e, n-am. Da. Aia au fost. Pentru runda finală este 1 egal. Cine va câștiga? Fiți pe fază că avem niște desertărele de-astea asetice pe care eu sincer le urăsc. Da? Wow, și le urăsc. Nici mie nu mi se pare un căcat. De aia când m-ai întrebat ce desert eram, nu. Habar n-am. Îți urâte rău pentru că e frișcă cu fructe, dar cu plătite. Dar puțin mai bun decât mochi. Mochi mai... Eu în Spania am mâncat bun. În Spania. Ah, bine. Și asta ce e? Ciocolată? Ceva cioco. Acum, eu n-am sclătituțe, adică nu pot să zici că e chiar așa rău. A, nici bună. Cred că dacă era mai puțină frișcă sau dacă frișca era mai ok. Yeah. A, da, frișca nu-mi place, că e frișcă din aia. Da, sau dacă era ciocolată, n-am atunci era o cu tot altă discuție. Mm. Pentru final, ultima rundă. Andra Gogan versus Andra Corp. Așa. 3, 2, 1. Și... A, terminat. Asta e cu mâna, gata. Eu îi dau cu mâna că e mai ușor. Asta și prin ciocul. Nu am cu mâna, gata. Trebuie să câștig eu runda asta. Mai am o întrebare. Mai am o întrebare. Am vrea că sunt în ciocolată. Fac. Uite și de-astea. Ce bun așa. O să pot să joc și eu în sirenele. Îmi vreau să fiu cactusul ăla din spate. Mamă, mai băgut! Bendeac, ar putea să joace în sirenele. Oricine poate să joace în sirene. Găsim un rol negativ. Negativ. Că e adult, așa, doar maxim să fie, nu știu, un profesor la școală. Sau un rol negativ. De... Nu, nu, what? E o tactică, trebuie să stați să vorbesc cu oponentul. Până când tu mănânci. Da. Nu pot să cred. Mie mi se pare normal. Și mai prins și cu serialul meu cu sirenele, că eram așa foarte... Păi era așa. Dar nu știi câtă muncă este pentru sezonul ăsta. Este de 2 ani, ți-am zis, deci nu, am crescut 2 ani de atunci, de când am început. Mie mi se pare foarte complicată chestia asta. Nu pot să înțeleg cum le faceți. Acum am învățat din greșeli și chestii și următorul film pe care îl facem, de exemplu, să fie și mai bine făcut și mai rapid. Deci ne așteptăm în curând la ceva, producția Andra Gogan, Răzvan Gogan, mult mai mare. Mare, mare. Dacă până acum am făcut doar seriale pe YouTube, acum o să fie total altceva. Ioi, sunteți pregătiți? Eu nu sunt pregătită. O să-ți placă. Și trailerul e super, am muncit o lună la el. O lună, doar da, la trailer? Da, da, da. Cu Răzvan am stat amândoi zilele astea. Prima lună de ianuarie, acum și am aproape o lună. Gen, am stat și am lucrat împreună. Am ales, am văzut tutoriale pe internet, a fost foarte mișto. E mult de muncă. Da. Chiar e mult de muncă în spate. Acum, întrebare roșie. Haideți să dezgropăm morții aici la andreanews.com. Nu știu. Da, atâta. În ce an a fost? 2017? 2018, ceva așa. România a bubuit, au fost peste tot, în presă, la știri, pe internet, scandalul dintre tine și Shelly. Oh my god, mi-au scăzut 100.000 de abonați într-o zi. Chiar 100.000? Unde? Munciți cu tot sufletul, pe YouTube. Pe era YouTube? Da, era și TikTok atunci. Mamă, dar YouTube ăla ce 100.000? Tu-ți n-ai zis câtă muncă e pentru abonații? Pentru YouTube, da. Vede, dați-ne un subscribe aici, da? Da. Se merge și la Andra. Oricum, poate deja să te abonați la Andra. Măcar dați-ne și ok, puteți să veniți. Trecând mai departe, v-ați împăcat. Da. Dar curiozitatea mea este, împăcarea aia a fost pe bune și din partea cui a venit off camera, nu în fața camerei? Da, bună întrebare, foarte bună întrebare și acum pentru că putem să fim sinceri, pentru că trebuie, că am chiar pierdut. Da. Eu mi-aș dori foarte mult să fie la o cafea
o împăcare pe bune reală. Dar din păcate, noi suntem împăcați acum, totul bine. Dar din păcate a fost la telefon și prin cuvintele următoare. Am primit o provocare de la Gami ca să ne împăcăm și nu știu ce. Deci a fost ok pentru că a fost provocare de pe YouTube, doar că mi-aș fi dorit sincer să ne sunăm și să ne spunem, hai să ne vedem fără camere, să fie o chestie super reală și să vedem cine a greșit, ce a greșit. Și eu am zis nu. Și Răzvan a zis da. Și atunci ne-am împăcat, a fost totul ok, acum dacă ne vedem pe stradă tot e ok. Dar mi-aș fi dorit să fie totuși mai real, nu pentru YouTube. Eu chiar am crezut că e mai real un picuț. Cumva e real, adică acum în realitate ne salutăm, suntem ok, dar e vorba că mi-aș fi dorit atunci să zică să Andra. Să fie un pare rău sau chiar să fie clipul șters, adică stricat o generație, nu mai e pe internet și totuși clipul de hate împotriva mea este. Adică măcar atât mi-aș fi dorit să fie fair din punctul ăsta de vedere. Dar e ok, viața e frumoasă, ești pe TikTok, el pe YouTube și când ne vedem, suntem ok. Uite, deci Gami OS. Zi-mi o replică din nu, Gami, zic așa că ideea de provocare pe YouTube e prea, prea clișei și prea copilăresc, știi? Da, dar matur, e în față-față. Gami OS ne salvează din nou. A salvat generația. Mulțumim că ne-ai provocat, dar, sincer. Oricum, e bine că v-ați împăcat. Da. Atunci chiar a fost un dezastru național, serios, nu, nu exagerăm. Nu exagerăm. O nebunie, nimeni n-a susținut. Nimeni nu s-a așteptat la asta. Da, dar a fost fiecare, din fiecare experiență am învățat și sper că și el a învățat ceva și totul no. Acum e cum trebuie. Hey. Eu mă bucur că am câștigat, vezi că ca idee te să-mi dai și 1000 de euro. Aoleu, te duc la un restaurant să mănânci de 1000 de euro. De acord, deci, că îți place să mănânci la... și noi două în Dubai mergem iarăși. Eu vreau să mergem din nou în Dubai. În Dubai, la cel mai înalt nivel, acolo și știi, și așa sigur e de 1000 de euro. Deci ați înțeles, mergem în Dubai săptămâna viitoare, să știți că dacă mă vedeți, e pe banii ei. Da, mergem în Dubai doar dacă ajunge video ăsta la 100.000 de vizualizări. Wow, 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 wow. Chiar n-am niciun clip încă de 100.000 de vizualizări. Păi, dacă ajunge asta, mergem în Dubai, pe bune că pe bune, mergem, pe bune, pe bune, pe bune, pe bune, pe bune, pe bune, vedeți că femeia a zis, da, ea se ține de cuvânt și noi ne ținem de cuvânt. Da. Bun, mulțumim că ați stat la noi, mulțumim Andrei că a venit să filmeze astăzi cu noi, chiar dacă am ținut-o până a venit, 2 ore a durat să vină curierul cu mâncare, am ținut-o 2 ore în foame. E ok. Deci apreciem, sunt fericită, acum am burtica plină. Ok, mulțumesc, da? Nu uitați, dați un follow pe Instagram, pe TikTok, suntem Andra Gogan roșie, Andra Gogan normal, Andrei Acon. Pe TikTok, da. Da, corect, corect. Pe TikTok și pe Instagram doar Andra Gogan. Ofuf. Ofuf. Da. Nu oficial, ofuf. Ofuf. Da. Și eu sunt Andreea Cor peste tot. Ce frumos. În spatele camerei este Sebastian. Frățean? Nu, Frătean. Și el eu mai făcut greșeala asta, tot așa eu zic cu ț. Oh my god. Mie tot vine să zic cu ț. I'm sorry. I'm sorry, Sebi. Îmi pare rău, îmi pare rău. Dar îl găsiți, îi dați un follow acolo și lui, îl găsiți și pe TikTok. Noi o să terminăm totuși mâncarea asta, că vă dați seama, nu se aruncă mâncarea asta. Să ne punem să mâncăm liniștiți. Și fiți pe fază pe TikTok, apar niște TikTok-uri foarte tari. S-au apărut deja. S-au apărut deja, uitați-vă. Nu uitați să follow la ce mai vreți voi. Și să aveți o zi minunată. Miau. Mua.